la conferința de presă a filialei județene Alde Călăraș. Așa cum bine cunoașteți, sunt președinte interimar al filialei județene Alde Călăraș la Orenciu State. Unul dintre principalele motive pentru care am putut să ne vedem astăzi a fost acela că în cadrul filialei noastre s-a luat decizia de a-l împuternici în calitate de președinte interimar în ce privește organizația municipală Călăraș pe colegul nostru de acum, domnul George Vlase, care a fost primit de foarte mulți simpatizanți ai noștri cu bucurie și care a primit misiunea ca într-o perioadă de o lună și ceva să restarteze și să organizeze din temelii această organizație a municipiului Călăraș și să își construiască în jurul dumneavoastră o echipă cu care să avem reprezentare și în municipiu, așa cum bine cunoașteți, activitatea noastră pe municipiu, ca urmare a mai multor aspecte petrecute în trecut, a fost aproape inexistentă. Permiteți-mi să dau cuvântul colegul nostru, domnul Vlase. Bună ziua! Mulțumesc că am acceptat invitația de a fi alături de noi. Așa cum a spus domnul președinte State, am fost numit în funcție de președinte interimar al organizației municipale Călăraș Alde, unde sper să reușesc să aduc la definire acele obiective pe care mi-au fost plasate. Mă cunoașteți, vă cunosc, cam atât pot să spun la momentul ăsta, aștept mai repede întrebări, că sunt mai benefice. Ce organizație ați preluat? Câți membri? La nivel de municipiu avem la momentul ăsta în jur de 120-130 de membri activi, cu adeziune. Punctul de inventariere, sper ca într-un timp relativ, nu de o lună și, eu vreau în septembrie să demarăm o conferință municipală, să urmărim la un număr de 200 și 300 de membri. În afară de început. În afară de lucrul acesta, ce altă obiectiv mai aveți în vedere? Cred că cel mai important obiectiv este acela de a face Alde și la municipiul Călăraș să fie o organizație activă. Organizație care să atragă membrii, organizație care să fie alături de, sau să mențină alianța, suntem în alianță cu PSD-ul și atunci vom avea și activități comune și activități individuale. Și cred că pentru început suficient. De ce plecat din UNEPR? Motivul pentru care am plecat din UNEPR este simplu, n-are o să... Este acea incertitudine care persistă la acest moment cu acea fuziune UNEPR-PNP. De ce Alde? Pentru că de mulți ani sunt în mediul privat, acționez în mediul privat, lucrez în mediul privat, mă consider un om de dreapta. Bun. Și PNL-ul? De ce nu PNL? Și atunci Alde? Nu vreau să... De ce nu PNL, de ce Alde? Sunt momentan în Alde și sper să fac treabă în Alde. La meeting-ul celor de la PSD de la București a participat o delegație din Călăraș. Cât și de ce mai ales? Pentru că, așa cum bine cunoașteți, noi suntem într-o alianță cu PSD-ul, avem interese comune, suntem la guvernare. Împreună am prezentat un program de guvernare care zi de zi încercăm să realizăm obiectivele propuse și am avut și noi reprezentare undeva la 140 de persoane la meeting-ul de la București cu reprezentare în mare parte din fiecare localitate. A existat o normă impusă de la București? Aș putea să spun că a existat o normă, dar nici nu puteam să ne ducem cu 10 persoane acolo. A fost o decizie a mea să avem o reprezentare de peste 100 de persoane. M-am bucurat foarte tare că alături de mine au venit 140 de persoane. Și a atins scopul meeting-ului? Cu siguranță, după cum ați văzut,
A fost o reprezentare destul de mare. S-au făcut tot fel de speculații. Din punctul meu de vedere, consider că a fost o reușită. Revenind la ambițiile locale, aș fi curios așa dacă puteți să faceți o proiecție vis-a-vis de următoarele alegeri locale, la maniera în care vom avea primar la Călăraș și Oltenița, sigur, vom avea X consilieri județeni locali de municipii, ceva de genul ăsta. Aveți o proiecție? Păi, în primul rând, ne dorim foarte mult ca și în municipiul Călăraș, ca urmare a marelui eșec pe care l-am avut la alegerile locale trecute, bazate pe, nu știu, n-aș vrea să le caracterizez eu, cred că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți la fel de bine ca și mine aspectul care a condus către acea mare pierdere a noastră, n-avem nici măcar un reprezentant în Consiliul Local al Municipiului Călăraș. Bineînțeles că ne dorim, în primul rând, să intrăm și în Municipiul Călăraș cu o reprezentare de consilieri. Și, în continuare, avem țelul de a rămâne și în Consiliul Județean cu reprezentarea, bineînțeles. Funcționează bine alianța? Din punctul meu de vedere, da. Funcționează atât de bine încât nu aveți nicio parțială cu deconcentrațiile. După cum bine cunoașteți, noi am ocupat niște posturi deconcentrate, dar datorită faptului că acele persoane au calitate de funcționar public, permiteți-mi să nu pronunț nume. Am ocupat o parte din posturile din deconcentrate și urmează să mă ocupăm. Puteți să apreciați prestația administrației din municipiu și din județul Călăraș? Domnilor, eu, în ceea ce privește municipiul Călăraș, vreau să cunoașteți foarte bine, eu locuiesc în Oltenița. Da, de la municipiu, o să ne zică la municipiu, dumneavoastră mergeți la județ atunci. În ceea ce privește reprezentarea în Consiliul Județean. Nu, dacă dumneavoastră sunteți mulțumit de activitatea. Calitatea actului administrativ desfășurat de către executivul Consiliului Județean. După cum ați văzut, eu, în calitatea mea de Consiliul Județean, am avut momente în care am votat anumite proiecte inițiate de executivul Consiliului Județean. Uneori când am considerat că, din punctul meu de vedere, nu sunt corecte, nu am votat. M-am abținut, am votat împotrivă. Cred că am fost un consilier județean care nu m-am lăsat influențat de niciun fel de părți din astea de culise. Au fost momente în care, cu toate că suntem în alianță cu colegii noștri de la PSD, dar atunci când am considerat că anumite proiecte inițiate de executivul, care cunoaștem foarte bine că este reprezentat de PNL, când am, din punctul meu, am considerat că sunt corecte acele proiecte, le-am votat. Acolo unde am considerat că nu, am votat împotriva. Am înțeles asta în ceea ce privește activitatea noastră de consilier județean, dar adică nu puteți să dați o notă administrației Consiliului Județean? Da, domnule, noi credem așa, că au activitate de nota 8,75. Sau de 10, poate. Că sunt tot de dreapta, văd la dumneavoastră și pe niște văd. Nu aș putea să mă pronunțați. Nu puteți să vă pronunțați. Am înțeles. La municipiu înțeleg că nu cunoașteți. Domnul Vlase, dacă la municipiu așa, cum vi se pare? Ei, cred că și mie mi se pare cum mi se pare tuturor călășenilor. Avem grupul. Nu vreau să spun la momentul ăsta ce a făcut bine sau ce a făcut rău actuala conducerea municipiului. Cert e că este loc de mult mai mult. Și cu voință, cu implicare, cred că se pot face lucruri bune în municipiul Călăraș. Dar aici încolo, că în trecut ce să comentăm. Deci ca și notă, da. De trecere acolo. E de trecere, da. Trecere. Veți avea candidat propriu pentru primărie sau veți susține un candidat de la PSD? Ținând cont că momentan suntem în 2019 la anul, în 2019 sunt două tipuri de alegeri, europarlamentare și prezidențiale. Și eu cred că după ce vom scoate acolo un scor satisfăcător la nivel de municipiu și județ, putem să evităm multe pretenții. Să spunem că vom avea sau
noi sperăm să avem, sigur că da. Aveți un anumit target pentru prezidențiare și pentru Europa Parlamentară? Asta este, da, vreau, nu știu cineva care. Aveți promisiuni de la membrii PNL că vor veni la dumneavoastră în partid? Promisiuni nu. Discuții? Dar discuții avem cu toți părășenii, PNL, PSD și alte partide. Pot, nu sunt destul. Cei care vor să vină alături de noi, sunt bineveniți. Asta nu înseamnă că cei care vor să vină, vor trece printr-un filtru al unei analize în ceea ce privește ideile alte și... Nu vom primi așa, gata, cine n-are unde să se ducă, vine la altă. Dar nu vom cășuna pe ei. Domnul State, aș vrea să vă întrebau, s-au făcut niște speculații în spațiu public și putem să punem vedere după problemă, să nu ne mai prefacem. N-ar fi discuții sau zvonuri. Vă rog, sau, sunt deschis. L-ați primi în organizația dumneavoastră, dacă și-ar exprima, bineînțeles, această dorință pe domnul Vasile Iliuță? Din câte cunosc, domnul președinte Iliuță reprezintă PNL, este președinte Consiliului Județean. Am avut glume, că știți că dumneavoastră... Asta știm, dar ce nu știm e dacă l-ați primit sau nu, dacă a dorit dumneavoastră, sigur. Dacă s-ar pune problema primirii domnului președinte Iliuță, cu siguranță va fi și în urma unei analize făcute la nivel de centru. Nu va fi numai decizia mea. Nu aș putea să vă răspund cu certitudine la momentul ăsta privind acest lucru. Adică dumneavoastră personal nu știți dacă l-ați primit sau nu, dacă l-ați dorit sau nu în organizație. Domnul președinte Iliuță este un om cu o notorietate, cu experiență politică, dar vă dați seama că nu va fi numai decizia mea. Din punctul meu de vedere, la momentul ăla, rămâne de analizat, pentru că, uitați-vă și în asta, se vede foarte bine că scena asta politică și persoanele mai cad încât o abatere, mai scapă decât o abatere. Deci, la momentul ăla, am putea să discutăm de... Domnul Lăță, n-ați dacă ați fi în postura comunului stat, că l-ați primit pe domnul Iliuță sau nu? Păi nu sunt. A zis dacă. Facem un exercițiu. Da sau nu? Vezi cu da sau nu? Da. V-aș ruga. De ce nu? Domnul Obare este membru la partidul dumneavoastră? Are calitatea de membru simplu, fără nicio funcție de conducere. Și dacă vă ia partidul, vă supărați? Domnul Obadă, să ne ia partidul? Nu vă supărați dacă vine. Domnilor, dacă nu s-a pus această problemă și... Dar nu să vă spună că se pune problema. Eu vă spun că, din câte cunosc, nu are asemenea intenții. Ce criterii trebuie să îndeplinească un nou membru al de-a spus că veți treceți printr-un filtru? Ce anume trebuie să... Cum vrem să-ți arate deschiderea și disponibilitatea că vrea să vină alături de noi, nu ca... Mai am avut discuții cu alte persoane care aveau alte intenții, mai ascunse, mai... Vor să vină, dar nu cu inima deschisă, cu alte interese. Și vă dați seama că analizăm și noi, avem și noi capacitatea de a analiza anumite aspecte. Când se va termina starea de interimar la județ? Starea de interimar la județ, după discuțiile care le-am avut cu centru, s-a pus în discuție ca spre toamnă să facem conferința județeană. Înainte de a face conferința județeană, ca o regulă impusă de centru, este ca să acoperim în proporție de aproape 90% reprezentarea nivelului localității în județul Călăraș. La momentul ăsta avem 36 de organizații funcționale din 55. Urmează să ne apropiem de 90% și vom obține acordul de a face conferința. Domnul Genel va primi o funcție de conducere în organizația ALDE? Domnul Genel, la momentul ăsta, este membrul nostru, este consilier județean. La nivel de conducere, în ce sens? Este unul dintre vicepreședinții organizației, la nivel județean. Va mai fi în organizația ALDE? Nu am de văzut. Avem un birou politic unde vom lua niște decizii în seara asta. În această seară? Da. La ultimul. Și există posibilitatea să le excludeți? Nu aș putea să vă spun. Există o ordine de zi. Dați-mi voie să fiu rezervat sub acest aspect, pentru că va fi o decizie a biroului politic județean. Nu va fi o decizie. Eu v-am întrebat dacă există această excludere pe ordinea de zi. Nu, dacă așa cum a spus și domnul Lase, poate da, poate nu. Nu depinde de mine. Poate da, poate nu. Dar dai motivul pentru care ne-ați chemat, un răspuns concret îl veți primi cu siguranță după ședința de birou politic din această seară. Voi veni cu un comunicat de presă.
să vă promit. Dar nu a fost stabilit de ordinea de zi? Ba da. Și figurează numele lui Jenea pe ea? Da, figurează. Asta era întrebarea. Da, nu avem de ascuns. Mai... Dați-mi voie mai să sunt și alte nume pe listă? Da. Și alte nume pe listă? O domnișoară consilier de la Oltenița și o doamnă consilier de la Sărbăști. Trei consilieri sunt propuși pentru expulgări. Motive grave? Statutar vorbind, ca să poți să exclude pe cineva, trebuie să aibă niște motive de abateri grave. Nu poți să excluzi pe cineva așa că... La ce oră se va termina ședința noastră? La 19 începe și probabil, bravo, o oră jumătate. Nu știu, bara poți să intri în primul dacă nu știu. Vă dați seama că nu îmi permit să iau o decizie împotriva cuiva, pentru că statutul ALDE stipulează clar. Acea persoană împotriva căruia să ia o sancțiune trebuie să fie prezent. Ai decizia de un punct de vedere? Puteți să aveți, domnul președinte. Mai ales că ați organizat o conferință de presă și aia, dacă punem niște întrebări, ne-am așteptat să primim și niște răspunsuri. Deci vă rog să îmi permiteți să vă dau un punct de vedere după acest birou politic. Okay. Eu, dacă îmi permiteți, vă sper că am răspuns de care mi le-a spus. Această conferință a avut ca scop, pe de o parte, haideți să spunem, prezentarea mea, cu toate că mă cunoșteați, ia un alt scop, de fapt nu a fost un scop, aș mai avea eu ceva de adăugat, s-a vehiculat mult și în spațiul online și în media că aș fi omul cuiva. E o mențiune... Sunteți? Nu, asta vreau să spun, că nu sunt omul nimănui. Și în viitor, acest lucru se va dovedi într-un fel sau altul. Dacă se va dovedi că sunt, se va dovedi, nu cred că... Cum? Dacă se va dovedi, cu ce se schimbă viața noastră? Păi nu se schimbă viața dumneavoastră, dar eu cred că nu se va dovedi pe deoparte și pe deoparte nu se mai avea ce căuta public. Ar trebui cumva acasă. Am o întrebare. În punctul de vedere, ca să fiu omul cuiva, nu stai acasă. Ce rost are? Ordinea de zi, de la Oltenița, pe domnul ședința. Ordinea de zi, aveți cumva dizolvarea organizației comune sau a biroului politic acolo? De unde? De la Fundule. Sigur? Sigur. Mulțumesc. Din câte cunosc la momentul ăsta... Aveți intenție să dizolvați biroul de la Cumbrea? Dați-mi voie să vă completez, să vă dau un răspuns. Din câte cunosc, mâine, la ora 10:30, la Fundulea, este o ședință de birou politic local, unde domnul președinte de acolo, Băluță, eu am dat o dispoziție de la intrarea mea în... calitatea de președinte interimar, ca toate organizațiile să îmi prezinte un birou politic nou. Să-mi prezinte o structură nouă. Ca urmare a acestui aspect, dumneavoastră au un birou politic mâine, în care am înțeles că vor vota biroul politic. Ca urmare a ceea ce le-am solicitat eu. Dar nu că desfinț, nu dizolvăm nimic, nu desfințăm nimic. Nu. Va fi o ședință de birou politic în care... Și actorul președinte la Fundulea, ca să înțeleg, e interimar și el? Nu. Este domnul Băluță Ion, care este președinte prim. Nu are nicio treabă cu interimar. Băluță sau Băluță? Băluță Ion. Băluță. Aveți organizații în fiecare localitate? Am spus, avem 36 de organizații din 55. Ce au fost făcute în ultima lună? Sau în ultimele două luni? De la începutul mandatului meu, în aprilie 2017, am plecat de la 24 de organizații. Conferințe veți face în fiecare săptămână sau ne vedem în septembrie? Nu, eu vreau să fac conferință lunară. Dacă să spun. Dar vreau lunară. Într-o lună bănuiesc că... Domnule, dar sper că nu se știe niciodată, Doamne ferește. Dar eu sper să reușesc să ne întâlnim măcar pe toată. Să am și ce spune. Important. Vă rog, ține gândul bun. Doamne, nu știu. Uite, normal, îți fac viața și ați început, noi, asta... Data viitoare e mai bine. Să întâmple la un moment dat. Stai, 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 cât să mai stai. Nu mi-e vorba aia. E fi politic. Și totuși... Ce fel de președintele partid era domnul Verului la un bună întrebare, dar nu înțeleg.
Poate, da, poate nu. Domnul președinte, domnul Drăgulin, a fost președintele organizației municipale. Nu, stai două secunde. A zis dacă... Deci, la organizația... Da, dacă nu se crezi. Deci, la un excelent președinte al Cetățenii era domnul Aurel Nicolae, la municipiu era domnul Drăgulin, cred. Domnul Drăgulin, din câte am putut eu să apreciez, acolo unde a fost și-a făcut treaba politică. Totuși, e un politic puternic. Nu putem acum să nu recunoaștem dacă așa e, ce să... Da? Dar este un om politic puternic. Dar e dobătut la primărie sau... Dar depinde cine va candida, eu doamnă să știu. De exemplu, la oricine poate fi bătut, nu. Haideți ca orice persoană. Dacă nu să veți candida la primărie, puteți să-l... Poate da, poate sincer, nu. Nu. Sincer, este foarte greu și nu mă dă cu apă rece. Păi nu trebuie să faceți băul la bătaie, trebuie să vă duceți treaz. Mă duc treaz, dar totuși trebuie să fiți cam pe unde. Nu pot să afirm acum. Să afirm eu că mâine voi bate pe domnul Drăgulin. Cum spunea dumneavoastră, domnule, am fost în Mircea Vodă și mi-am făcut sondaj eu și te bate, zicea lui Drăgulin. Deci, și ăla zicea, băi, amețitule. Am mai trecut până asta. Dacă voi candida în 2020 la primărie, primăria Mișcul Căraș, atunci vom lupta. Ce? Eu sper să avem măcar 3 consilieri. Îl zapă 3 consilieri în Consiliul, nu primari. Spunea o doamnă respectabilă acolo că sunt peste 8.000 de membri în Călăraș și cred că vreo 16.000 la nivel de județ. Aveam senzația că trebuie să râdem la momentul ăla. Dumneavoastră susțineți treaba asta, că avea un EPR Călăraș 8.000 de membri? Doamnă, o doamnă spune asta, nu? O doamnă a spus. Doamne, dați-mi voie să vă răspund eu că domnul Vrase nu are de unde să știe. Că păi nu, fost... că dumneavoastră era la un EPR, dumneavoastră nu erați acolo. Dumneavoastră nu aveți de o întrebare legată, scuze, eu făceam o legătură, am confundat cu Daniela. Ce ziceți, domnul Vlase? Poate pe acea doamnă sau ba? La poate moment, da, poate nu. Nu, la momentul acela. Dacă îmi dă întrebarea asta, de răspuns, poate da, poate nu. Tot rămâne de la cu altă întrebare, care-i voi? Am răspuns într-un final la întrebare cu de ce nu. Mai bine, adică mai evreiește. M-a ținut cont că e prima conferință de presă, trebuie să mi-a acordat și mie, în instanță. Prima la prima, păi nu că n-am mai participat, chiar dacă am fost pe acolo, mai mult tăceam decât vorbeam. Să vă spun o întrebare. Posibil la momentul acela să fi fost. 8.000 de membri pe municipiul Călăraș. Cred că toate partidele la un loc, pe mulții cu 30 n-au așa ceva. Vă liste de la toate partidele. Nu m-am ocupat de partea asta, să nu, chiar nu știu ce să vă răspund, sincer. Care, dacă a declarat că sunt și a numărat 8.000, ori fi fost 8.000. O, s-au văzut cele 8.000 de voturi la alegerile locale. Doamna Smart, primării, a ieșit prima la alegeri. Dacă își exprimă intenția să scrie în ALDE, dați-mi voie să răspund cu nu. Ce să fac? Pe cine? Daniel Vlăș? Cine? Bucătăria, dacă vrea să fie cineva. Nu, de ce nu? Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Promitem să, așa cum a spus și colegul nostru, domnul președinte Vlase, cel puțin lunar să ieșim în conferință de presă în ceea ce privește alte cărăși.